Deficitul de vitamina D poate conduce la o boală numită rachitism carențial. Rachitismul este o boală evolutivă, potențial severă, în care există un deficit de mineralizare la nivelul cartilajelor de creștere, care în timp poate conduce la dureri musculare, dureri osoase, dureri articulare. Dacă afectarea este extrem de severă, dacă deficitul de vitamina D este foarte mare, aceste dureri pot conduce inclusiv la imposibilitatea mersului. Rachitismul florid este boala copilului mic, de aceea este extrem de importantă administrarea vitaminei D încă din primele zile după naștere. Copilul face rachitism florid în primele 4-5 luni. Sechelele de rachitism sunt cele pe care noi le urmărim la distanță. Achiziționarea mersului cu întârziere sau un mers dificil, picioarele încurbate, tibile în mod special afectate, lărgirea oaselor mâinilor, o frunte olimpiană, toate acestea sunt semne ale rachitismului florid, dar pe care dacă le vedem la distanță, deja ne confruntăm cu sechele. Este extrem de importantă administrarea vitaminei D pe tot parcursul anului, nu doar în lunile cu R, și administrarea să se facă din primele zile după naștere, întotdeauna, inclusiv dincolo de vârsta de 2 ani, așa cum suntem noi obișnuiți. Putem doza vitamina D în sânge. Pentru standardizare, atenție, se recoltează doar 25-hidroxivitamina D. Metabolitul activ 1,25-hidroxivitamina D poate să aibă orice valoare, ridicată, crescută sau normală, fără să ne indice nouă cu adevărat dacă există acolo un deficit, o carență sau este o supradozare. Singura analiză care este standardizată și urmărită este 25-hidroxivitamina D. S-a stabilit că 50 de nanograme pe mililitru reprezintă o valoare optimă a 25-hidroxivitamina D. Sunt studii care spun că o valoare mai mare decât aceasta nu înseamnă neapărat supradozare. Cu cât avem mai multă vitamina D, este cu atât mai bine. Există însă foarte bine stabilite grilele pentru care avem subdozaj sau valoare extrem de mică a vitaminei D. Ușor de administrat, poate fi varianta sub formă de soluție, o administrăm în picături, 6 picături în fiecare zi copilului, prefer direct în guriță sau în alimente, într-un lichid, atenție însă să consume tot lichidul pe care îl oferim pentru a primi doza optimă de vitamina D.